Persoanele fizice care au datorii la stat sunt luate în vizor și obligate curând să își achite dările, dar cu o reducere. Toți datornicii persoane fizice vor primi începând din data de 15 noiembrie decizii de impunere pentru datoriile acumulate în ultimii 5 ani, a anunțat ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Cei care își vor plăti datoriile până în 31 decembrie vor beneficia de o bonificație de 10%. Centralizarea datoriilor pe care le au persoanele fizice la stat va fi finalizată de ANAF luna viitoare. Ministrul finanțelor a declarat că nu există încă o situație clară a datoriilor persoanelor fizice, drept urmare mulți dintre cetățeni nici măcar nu știu că au datorii.